mare în curs, am fost chemată în calitate de martor, mai multe detalii știți foarte bine. Nu vă pot da niciun fel de detalii, este fiind anchetă în curs, am fost chemată în calitate de martor, am dat declarația. E un dosar nou de corupție deschis? Nu știu să vă spun și nu am voie și știți foarte bine asta lucrul ăsta, că este o anchetă. Gabriel Sandu, unul dintre denunțele sale, pomenește și numele dumneavoastră, deci, cum vi se pare? Deci, a fost rugată de anchetatori să nu dea niciun fel de declarații la presă. Mulțumesc mult și vă doresc că... Nu poate să declare absolut nimic în momentul de față. Este un dosar ce... calitate de martor, nu putem spune despre ce este dosarul și nici de ce a fost audiată. Mulțumesc. Este vorba de un dosar cu implicații politice? Nu pot să declar mai mult. Mulțumesc. Numele dumneavoastră? Avocat Bogdan Enescu. Mulțumesc. Roberta Anastase, așadar, doamnelor și domnilor, fostul președinte al Camerei Deputaților, audiată de azi dimineață. Vă mulțumesc, chiar v-am răspuns cât am putut. Dar a stat totuși aproape două ore înăuntru, doamna Anastase. Serios, uitați, eu n-am ceas și chiar nu știu. Nu, n-a fost o declarație lungă. Vă mulțumesc. I-ați lămurit? Credeți că i-ați lămurit pe anchetator? Așa sper, eu așa sper. V-a mai chemat? Mai veniți? Nu, vă mulțumesc mult. O zi bună. Care mai este activitatea dumneavoastră acum că v-ați retras din viața politică? Ne plimbăm până la mine acasă. Vă invit dacă vreți. Venim dacă ne ziceți mai mult. Vă rog. De șeful Camerei Deputaților. Ne cerem scuze. Și mie voie, vă rugăm. Vă mulțumesc mult. Foarte interesantă această secretomanie, doamnelor și domnilor, după ani în care numele ei a fost vehiculat în foarte multe